Iohannis, pentru că vorbeam despre președinte, intervine în scandalul mormintelor vandalizate în cimitirul evreiesc din Huș. El le cere instituțiilor statului să-i pedepsească și să-i găsească pe vinovați. Diana Lazar ne spune mai multe. Diana, te rog. Tuturor, într-adevăr, președintele României, Claus Iohannis, a transmis un comunicat de presă în care își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că recent, la nivel național, au fost semnalate mai multe acțiuni provocatoare cu caracter antisemit, ultima dintre acestea fiind vandalizarea cimitirului evreiesc din municipiul Huș, din județul Vaslui. Președintele României spune că autoritățile competente ar trebui să acționeze cu fermitate în vederea soluționării acestor cazuri de încălcare a legislației, pentru că România este o țară care poate să pozeze drept model de succes la nivel regional în ceea ce privește prezervarea memoriei Holocaustului. Și mai spune președintele României în finalul acestui comunicat de presă că asigurarea securității tuturor cetățenilor români și protejarea patrimoniului cultural reprezintă fundamente ale păcii sociale. Așadar, iată un punct de vedere din partea președinției cu privire la vandalizarea acelui cimitir. Poate ar trebui să spunem, Maria, că deputatul, reprezentantul evreilor în Parlamentul României, singurul de altfel care reprezintă această comunitate, a anunțat că va face o deplasare la Huș pentru a verifica amploarea distrugerilor din cadrul cimitirului. Mulțumesc foarte mult, ne întoarcem.